O familie care locuiește la bloc nu a vrut să renunțe la tradiția tăiatului de porc și cum în fața imobilului nu era loc din cauza mașinilor parcate, au găsit o altă soluție. Au tăiat porcul pe clădire. Familia respectivă locuiește la bloc și a vrut inițial să taie porcul în fața mașinilor parcate, însă ulterior au găsit o soluție mai bună. Scenele surprinzătoare au fost surprinse vineri de un băimărean pe strada Aleea Filaturii din Baia Mare. 6 bărbați și un băiețel de aproximativ 6 ani au participat la sacrificarea porcului de Crăciun la înălțime, pe bloc. Acolo l-au și pârjolit. Pe internet, unii au amintit că astfel de situații se întâlneau în grădina blocului și s-au amuzat de scenă, în timp ce alții s-au arătat indignați de situație. Internauții și vecinii oamenilor nu au fost neapărat încântați de această situație, cu toate că unii s-au amuzat și și-au adus aminte de vremurile când se întâlneau la țară pentru a tăia porcul, alții s-au arătat indignați. Cel care a postat filmarea cu pârjolirea a sumarizat totul într-un mod perfect, next level. În România așa se taie porcul, relatează fanatic.ro.